Bun găsit, sunteți la Economia Turismului, sunt Laura Dragomir. Numărul turiștilor care au sosit în România la începutul acestui an a crescut față de aceeași perioadă anului trecut cam cu 17%. Cam 100.000 au venit doar din Europa. Cea mai mare creștere a fost dinspre Asia și America de Nord, însă mulți turiști au venit și din Italia, Israel, Germania, Republica Moldova și din Franța. Se pare că turiștii străini au redescoperit România, dacă ne gândim că pe tot parcursul anului trecut 2,2 milioane de turiști ne-au vizitat. Este o creștere în ceea ce privește România, însă dacă ne gândim că Spania a fost vizitată anul trecut de 65 de milioane de turiști, mai avem mult până acolo. Oricum, despre această creștere și despre potențialul pe care îl avem vom discuta în prima parte a emisiunii, după ce urmăriți și alte informații referitoare la turismul în România în acest moment. Podul lui Dumnezeu din Mehedinți se află pe drumul principal ce leagă Târgu Jiul de Drobeta Turnu Severin, pe varianta Baia de Aramă, chiar lângă primăria Ponoarele. Este puțin cunoscut, deși mulți au trecut peste el fără să știe, și este considerat unul dintre obiectivele turistice ale României. Format din piatră masivă, este cel mai mare pod natural al țării și al doilea ca mărime din Europa. De fapt, este singurul pod natural din Europa care poate fi tranzitat. Are 30 de metri lungime, 13 metri lățime, 22 de metri înălțime și 9 metri grosime. În împrejurimile acestuia se găsește o pădure de liliac, astfel că cea mai bună perioadă din an în care poate fi vizitat este primăvara. Podul lui Dumnezeu s-a format prin prăbușirea unei bune părți a tavanului peșterii de la pod, rămânând în picioare însă vechea intrare în peșteră, actualul pod de la Ponoarele. Acest aspect a generat legende printre oamenii locului. Una dintre legendele biblice care circulă în zonă spune că podul natural de la Ponoarele ar fi fost construit de Dumnezeu pentru ca Sfântul Nicodim să treacă spre Tismana, după ce oamenii l-au alungat din comună, nelăsându-l să construiască aici o mănăstire. Călugărul Nicodim căuta cascada care i s-a arătat în vis, deasupra căreia trebuia să construiască o mănăstire. S-a oprit la Ponoarele, la izbucul de unde izvorăște un pârâu, însă două familii i-au pus în traistă o găină tăiată și un cuțit. Apoi l-au acuzat de furt. A trebuit să plece rușinat de pe aceste meleaguri. Locul unde călugărul și-a aruncat cuțitul, pâinea și găina poartă numele de Valea Găinii. Podul poate fi admirat în toată măreția sa din crovul peșterii, de unde se dezvăluie deschiderea spre Valea Pragului și structura lui etajată formată din blocuri de calcar suprapuse, supuse eroziunii și vremurilor. Privit din partea opusă, dinspre Valea Turcului, podul se impune ca un arc uriaș, împietrit, pe sub care se admiră dealul peșterii și seninul cerului. De altfel, există și o analiză în ceea ce privește preferințele turiștilor străini. Nemții preferă Bucureștiul și marile orașe, dar merg în număr destul de mare și pe litoral sau în delta Dunării. Turiștii din Israel sunt interesați de stațiunile montane. Francezilor le place să facă circuite turistice, iar cei care vin din Ungaria și Republica Moldova preferă stațiunile balneare de la noi. Operatorii de turism de pe piața românească spun că destinațiile vor avea mai multă căutare, destinațiile românești vor avea mai multă căutare în acest an, după ce CNN și Lonely Planet a plasat Transilvania pe locul întâi în topul regiunilor din întreaga lume ce merită a fi vizitate în 2016. Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din România și vicepreședinte al Asociației pentru Promovarea Turistică a Bucureștiului, este alături de mine. Bun găsit, mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc pentru invitație. Încurajatoare aceste da, vești? Da, veștile sunt bune. Mă bucură că ați început cu lucrurile pozitive din turismul românesc, pentru că noi lucrăm într-o industrie în care trebuie să fim optimiști. Sigur că veștile... E cartea de vizită pe care nu e bine să o dăm în momentul în care suntem vizitați sau ne promovăm. Suntem într-o industrie în care suntem cu zâmbetul pe față și atunci, dacă ai o stare de spirit negativă, nu poți să fii cu zâmbetul pe față, să-ți întâmpini turiștii. Deci optimismul ne caracterizează. Acum, el trebuie să fie bazat pe fapte concrete, exact, că altfel am fi irealiști. Da. Cifrele de care pomeneați dumneavoastră și de care mă bucur că ați început,
dau perspective bune pentru turismul din România și în 2016, iar pe un termen mediu aș spune că sunt și mai favorabile. Nu aș intra încă în probleme, dar sunt probleme. Important, spunea secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului, un prieten al României, că important este ceea ce faci, nu ceea ce ai. Important cum valorifici ceea ce ai. Și România are destule elemente pozitive care să ne ajute să ne promovăm, să contăm în piața turistică europeană și mondială. Cât contăm în acest moment pe această piață mondială a turismului? În momentul de față suntem la un top mondial de... Se fac odată la 2 ani clasamente din punct de vedere a competitivității în turism. Suntem la mijloc. Din 141 de țări analizate, suntem pe locul 66 cu oscilație de plus minus 3 locuri în ultimele topuri. Deci suntem încă departe față de potențialul pe care îl avem. Și aici intervin părțile negative ale noastre în a ne promova, în a ne organiza, în a prioritiza anumite elemente cu care să ieșim în față. Dar revenind la cifre, sigur că România a înregistrat în 2015 și se pare că continuăm și primele luni ale anului 2016, a înregistrat progrese importante. Dar să nu uităm efectul de bază, plecăm de la cifre foarte mici, astfel încât 16% înseamnă doar câteva sute de mii, nu înseamnă mare lucru. Și pentru a atinge, comparația cu Spania e un pic prea pretențioasă. Am dat și eu primul loc în ceea ce privește cea mai competitivă industrie turistică. Comparații însă cu Bulgaria, Ungaria, Cehia, țările vecine ar trebui să facem. Ar trebui să ne punem ambiția să ajungem aceste țări din urmă. Nu se va face peste noapte, dar cu un plan, pe un orizont de timp de 5 ani, se pot face multe progrese. Există un astfel de plan în acest moment? Strategii s-au făcut în ultimii ani. O strategie viabilă. Da. Auzeam și la Târgul de Turism, unde am vorbit. După părerea mea, nu există. Există mai multe strategii, dar da. Una pe care... După părerea mea, nu există și România, din punct de vedere a turismului, acționează încă haotic. Nu există priorități pe care să mergem, care să fie mutate de la un partid la altul sau de la un guvern, autoritate la alta, și astfel ne există în consecvență, rezultatele sunt pe măsură. Am văzut că deja multă lume și-a asumat aceste merite ale creșterii turismului românesc în ultimii ani. Ar trebui să analizăm și atunci când ai progrese și atunci când nu ai, care sunt cauzele. Și dacă ne-am uitat la această creștere a turismului românesc, ar trebui să privim niște elemente care ne-au favorizat. Odată, contextul geopolitic regional ne-a adus niște elemente în favoarea turismului românesc. Pe de altă parte, ieftinirea zborului, datorită scăderii costului petrolului, a adus o serie de curse low cost care au făcut mult mai accesibilă destinația România. Era extrem de important să fie accesibilă pentru că, din punct de vedere a infrastructurii, avem probleme și atunci ieftinirea zborului a adus elemente favorabile. Deci, contextul regional, ieftinirea zborului, o imagine îmbunătățită în timp și o oarecare stabilitate politică au contribuit la succesul din ultimii ani. Și o promovare făcută și de noi și de către alții, cel puțin în ultima perioadă. Da, o imagine îmbunătățită, aș spune că datorată în principal mediului privat. Pentru că noi nu avem o strategie de promovare coerentă. Adică nu avem nici bugete pentru o promovare coerentă. Și atunci aceste elemente au dus la un progres a turismului românesc. Știm să le valorificăm, elementele vor rămâne și anul acesta. Contextul regional ne este favorabil. Cursele, avioanele sunt ieftine în continuare, imaginea se îmbunătățește. Sunt elemente, dar rămâne de noi să le valorificăm. Citeam o declarație de a dumneavoastră, spuneați că nu poți avea rezultate diferite dacă nu schimbi nimic. Da, și o repet. Sunt convinsă că vă susțineți această declarație și că așteptăm în fiecare an rezultate cu care să contăm în turismul mondial, dar nu face nicio schimbare în modul nostru de a acționa. Care e modul nostru sau cum ați defini modul nostru de a acționa? E foarte evazivă exprimarea aici, de asta vă cer detalii. Da. Cum acționăm în acest moment și cum ar fi bine să acționăm în acest moment? Turismul are mulți prieteni la nivel declarativ, dar cine la nivel sunt acești prieteni? Foarte mulți pasionați de turism. Dacă vă uitați în
în social media, foarte mult scriu despre turism, despre valorile României. Ceea ce nu e rău. Ceea ce e un lucru pozitiv. Politicieni care se regăsesc în, știu eu, sentimentul lor de apartenență locală cu o anumită zonă, promovează declarativ zona respectivă de unde provin. Dar la nivel de fapte suntem departe. Pentru că implicarea trebuie să meargă mai departe de față de modul doar de a declara ceva frumos despre zona din care provii. Și ar trebui să plece la organizare, la implicare activă. Ei, organizarea e marea noastră problemă. Ungaria și-a pus prioritar în turismul local în perioada 2007-2013 setarea unui sistem de management al destinației. Noi astăzi, dacă încercăm să luăm, să promovăm o anumită destinație turistică din România, nu știm exact care e entitatea la care trebuie să ne adresăm, care sunt persoanele în măsură să promoveze o anumită zonă, să facă o strategie de dezvoltare turistică a acelei zone, pentru că nu au autoritate, nu sunt însărcinați cu autoritate ca să vorbească numele acelei destinații. Deci, setarea unui sistem de management a destinației, pe care Ungaria l-a făcut în ultimii ani, care este punctul de plecare în teoria promovării turistice, în România lipsește. Noi nu avem aceste destinații bine stabilite, nu avem prin lege care sunt atribuțiunile unei astfel de organizație de management local. Poate să fie publică, poate să fie privată. În Elveția sunt împărțite, parteneriat public-privat. În alte țări sunt administrații publice care gestionează turismul într-o anumită zonă. Poate să fie chiar private, cum e Germania, are niște exemple, dar există o entitate care răspunde din punct de vedere turistic a zonei. Hai să luăm Bucureștiul, de exemplu. La București vreau să ajung pentru că vă este un exemplu la îndemână, da. Având în vedere că... Turismul este o industrie de consecință. Dacă toate celelalte industrii fac lucruri bune sau rele, se vor regăsi și în rezultatele în turism. Noi spunem că preferăm să fim cireașa de pe tort și nu bomboana pe coliva. Când iei o decizie de dezvoltarea unei zone, de amenajarea unui parc, de renovarea unui muzeu, ar trebui să iei în calcul și efectele asupra atractivității orașului. Da? Ei, astăzi nimeni nu este întrebat dacă, să spunem, introducerea unei piste de biciclete pe Calea Victoriei aduce sau nu beneficii turistului. Mult discutată pistă, da. Din punct de vedere a... Pista de pentru noi biciclete pe Calea Victoriei, da. Nu, se înțelege că este utilă. Absolut. Însă, a fost gândită pentru turiști sau a fost gândită pentru A fost localici? Gândită pentru creșterea atractivității orașului. A fost gândită în zona de reducere a poluării în zona centrală și a aglomerației, deci efectele sunt și pentru turiști și pentru localnici. Problema e alta. Nu este întrebat nimeni. Când se renovează un muzeu sau o clădire istorică, de ce aș renova-o pe cea din Bercen sau pe cea din altă zonă? Altă zonă. Pentru că aș avea un studiu de impact. Nu aș face acea renovare doar că un anumit consilier are interes pe strada respectivă sau nu. Deci când alegem prioritățile, trebuie să le alegem în funcție de impactul pe care îl aduc. Și impactul pe care îl aduc asupra atractivității orașului este extrem de important. Și atunci ar trebui să fie acea entitate care să se implice. Să spună, dragii mei, hai să începem cu zona aia pentru că... Așadar, eu sunt mare fan de cifre. Am înțeles și de fiecare dată vă voi ruga să le traducem în da, eu vin în fapte. Vicepreședinte al Asociației pentru Promovarea Turistică a Bucureștiului, pentru că tot vorbim despre București. Așadar, cine ar fi mai îndreptățită să dea detalii? Există o promovare turistică, o strategie de promovare turistică a Bucureștiului în acest moment? Nu. De ce? Pentru că noi suntem la faza de abia am creat această entitate cu scopul de a promova turistic orașul. Ne-am setat 16 programe prioritare, dar pe care vrem să le facem împreună cu autoritățile. Nu poți acționa. O strategie nu era... Există și o strategie viabilă pe 5 ani, pe 10 ani. A fost un... Nu a fost gândită înainte de a fi constituită această asociație? A fost un studiu făcut, finanțat cu bani europeni de promovare a Bucureștiului acum circa 5 ani. Bine că i-ați apucat, pentru că acum... Da, dar care trebuie amendat astăzi. Schimbările în turism apar foarte repede.
Și atunci un plan făcut acum 5 ani a suferit niște modificări, trebuie updatat. Este minunat, pentru că minunat, schimbi, păstrezi targetul, dar schimbi căile de a ajunge acolo. Dar e nevoie de o nouă strategie. Problema e cine o face. Cine ar fi îndreptățit să o facă? Această Asociație de Promovare și Dezvoltare a Turismului București, în parteneriat cu, de fapt, în această asociație intră inclusiv Primăria Capitalei, Camera de Comerț, aeroporturile, reprezentanții hotelurilor, reprezentanții agențiilor de turism, a restaurantelor. Ei, această asociație are un plan prin care să se financeze, să poată susține proiectele, care e oarecum în cumpăr acest plan de finanțare, pentru că decizia luată în decembrie de Consiliul General al Primăriei Municipiului București de finanțare nu a fost pusă în practică. Și se pare că litigi. Din lipsă de buget? Cred că din lipsă de voință, nu din lipsă de buget, pentru că noi colectăm hotelierii o taxă de promovare pe care o vărsăm către administrația financiară a sectorului din care provenim. Ei, această taxă de promovare, deși decizia Consiliului General spune că trebuie să se întoarcă în promovare, deocamdată nu se întoarce. Pentru că sectoarele nu mai varsă, nu știm ce se întâmplă. Sectoarele nu mai varsă. Siguranța are altă destinație, da. Cât timp nu ajunge unde este destinația. Bun, dar asta e o problemă, chiar astăzi am avut o discuție cu un secretar de stat de la finanțe, pentru că e o problemă care contravine normelor din codul fiscal. E o taxă specială și implementarea unei taxe speciale se face cu condiția clară că banii vor fi destinați scopului pentru care a fost instituită acea taxă specială. Deci oarecum suntem în cumpănă, am zis înainte de a începe orice fel de acțiune legală sau un litigiu, să mai cerem un aviz a celor de la Ministerul Finanțelor, să cerem părerea sectoarelor și a Primăriei Generale. Suntem pentru dialog deocamdată, tot timpul vom fi pentru dialog. Este minunat să nu ajungeți într-un conflict. Însă, pe de altă parte, e o procedură care va dura. Va dura, da, va dura. Asta e cauza pentru care la Târgul de Turism proaspăt petrecut în București, Bucureștiul nu a avut stand, nu a fost prezent. Și am avut stand de la Cluj, de la Oradea, de la Sibiu, de la Maramureș, dar Bucureștiul nu a fost prezent. Nu e nici la Berlin. Acum, la Târgul de Promovare în Germania, când dumneavoastră a spus că germanii preferă Bucureștiul, dar noi nu suntem prezenți. Au început să prefere Bucureștiul într-un număr mai mare decât anul trecut. Asta precizam. Da, e în creștere. Da. Este în ianuarie, februarie totuși sunt luni de business și evident că business-ul se regăsește mai mult în hotelurile în orașele și nu în stațiunile din România. Am stabilit, da. Am aflat și cum este cu Bucureștiul. Bun, la nivel de țară, încă o informație, pentru că mi-a spus că vă plac atât de mult cifrele, cam la cât se ridică acest buget de promovare care ar trebui să se formeze în urma taxelor pe care le plătesc hotelierii? În București s-ar constitui un buget de circa 1,5-1,8 milioane euro. Din taxa pe care noi o colectăm de la turiștii veniți în oraș. Deci numai din București. Numai din București. Comparativ, bugetul de promovare a Autorității Naționale de Turism e 2 milioane de euro. Național. Național, pentru un an. Da, pentru un an. Iar din București ar trebui să se sângă această sumă. București ar colecta o sumă aproximativ egală cu bugetul pe care îl are Autoritatea Națională de Turism pentru promovare. Acum, la nivel de țară, cum stăm în ceea ce privește promovarea? Promovarea e una din problemele mari ale noastre. Suntem în acel top de care discutam, pe locul 124 din 140. Promova, de fapt? În ce constă promovarea turistică a unei țări? E un complex foarte vast. Pleacă de la imagine, pleacă de la strategie de branding, pleacă de la, practic, valorizarea elementelor pozitive pe care le are o anumită țară. O anumită destinație, nu? Le știm să scoatem în valoare punctele pozitive, vom deveni atractivi. Devenind atractivi, crește numărul turiștilor și intrăm în spirala aceea pozitivă. Ce înseamnă atractivitatea unei țări? Cum ați defini eu atractivitatea turistică a unei țări? Păi cât de sexy, cât de atractiv, nu? Cât de... care e impresia, prima impresie, nu? Se calculează primele 5 cuvinte pe care le spui tu despre România, de exemplu. Care ar fi primele 5 cuvinte ale dumneavoastră despre România? Eu sunt patriot, da?
Sigur, autentic, pe care le spuneți în momentul în care călătoriți. Le spuneți celorlalți. Mie mi se pare că partea autentică e remarcabilă. Cultura locală. Astea sunt lucruri, peisaje, oameni. Astea ar fi cuvintele. Prietenie. Oameni prietenoși. Acestea fiind și cuvintele care sau ideile care pot fi transmise. Se regăsesc într-o posibilă strategie de promovare. Da, autenticul este, conform studiului făcut de la lansarea brandului, partea de autentic s-a vehiculat foarte mult și cred că meritat. Meritat pentru că avem niște valori care, din nefericire, nu se mai regăsesc în Europa, satul românesc, pădurile virgine, care încă mai sunt în anumite zone, partea montană. Deci astea nu se găsesc peste tot în Europa. Și Delta, iar are niște Delta peisaje e unică, fabuloase. Evident, Delta e unică. Deci avem elemente de promovat. Și avem și lucruri de schimbat. Prioritizarea turismului, ce înseamnă și cum ar putea fi pusă în practică? Prioritizarea turismului se analizează în funcție de importanța pe care autoritățile locale și centrale o acordă turismului. Ceea ce, din perspectiva mea, încă nu e la nivelul la care ar trebui să fie. Nu mi-explic de ce, probabil decidenții nu realizează importanța turismului, dar, din păcate, turismul nu e la locul pe care îl merită. Bun, vă dădeam un exemplu. Când alegi, eu sunt din Bihor și la un moment dat am văzut că se făcea drumul dinspre Oradea spre Padiș, o zonă interesantă cu accesul în platou karstic, cetățile Ponorului și toată zona de explorare peșteră. Și pe un drum paralel se făceau 15-20 de kilometri până la peștera Urșilor, pe un drum lătural. Ei, s-a făcut drumul spre Padiș, dar cei 15-20 de kilometri nu s-au mai făcut, deși ajungeau la unul din cele mai importante obiective turistice ale județului. Aici e o vorbă de prioritizare și în care turismul nu și-a spus cuvântul. N-au fost bani. Probabil au fost pentru alt. Nu a fost motivația de a-l face, așa, promovarea României. Promovarea României, din nou, e o chestiune care, după mine, aș începe de la organizare, de la alocarea unui buget corespunzător pentru promovare și de la urmărirea rezultatelor. Pentru că promovarea trebuie să se reflecte în anumiți indicatori de satisfacție, de număr de turiști. Și dacă investești o sumă, trebuie să ai un return în acele elemente. Așadar, rezultatele trebuie să fie măsurabile. Măsurabile, evident. Nu sunt măsurabile, evident, în acest moment. Sau, mă rog, statisticile, INSE-ul mai vine cu statistici, am luat și eu câteva informații problemă, de la ei. Plecând de la statistici, e o mare problemă. Statisticile făcute de INSE, după părerea mea, nu sunt corecte. Pleacă de la transmiterea voluntară a cifrelor de către hotelieri. Nu toți transmit. Ar trebui să existe acel sistem de colectare, ar trebui să existe anchete calitative și cantitative care să meargă mai mult mai mult decât a prelucra doar niște date, să meargă și la percepții, de exemplu, care e obiceiul de consum a turistului britanic, care e obiceiul de consum a turistului din zona X, câte nopți, ce localuri preferă, ce muzee preferă și având aceste informații poți să faci niște strategii de promovare. Schimbarea centrului de greutate când se iau deciziile privind managementul destinației. Ați vorbit ceva mai devreme despre asta. Acum, unde se mai iau deciziile? La nivel central, la nivel local? Din păcate se iau prea mult la nivel central. Eu aș încuraja autoritățile locale să-și ia soarta în mâini și să-și promoveze destinația, alocând un buget din bugetele locale. Asta înseamnă că trebuie să se schimbe legislația? Păi nu știu dacă e o problemă de legislație, e o problemă de voință, pentru că bugetul Sibiului, Sibiu și-a alocat 12% pentru cultură și rezultatele s-au văzut. Nu oprește nimeni, să spunem, Brașovul sau Clujul sau Sibiu sau Oradea să-și aloce o sumă de bani din bugetul local și bugetul județean pentru o destinație X, se votează și nu cred că e o problemă neapărat de legislație, e o problemă de voință și de înțelegere. Până la urmă și abordarea sau o nouă abordare a industriei turismului ca o consecință asupra ceea ce ați spus este importantă și cum ar putea fi pusă aceasta în practică? Eu îi salut și felicit pe toți colegii mei din turism care se implică în părțile asociative. Fără
minimaliza rolul vreunuia dintre ei, spun că totuși suntem prea puțini, ne regăsim aceiași 20, 30, hai 50 de persoane maxim, care suntem în toate structurile, că e vorba de structuri locale, că e Consiliul Consultativ de Turism, că sunt asociații profesionale, dar pătrund greu, vin greu tineri, cu mentalitățile noi și cu ambiții. I-aș încuraja pe colegii mei să le deschidem porțile, să luăm părțile pozitive cu care vin ei și eventualele tare cu care vin lipsa de experiență sau poate mai puțină diplomație, fiind mai tineri, mai energici, având așteptări imediate, dar aș încuraja să vină la masă și alți tineri și alte persoane care să se implice în oameni noi în industria turismului. Acum și în industria turismului există mai multe bresle. Dumneavoastră, sunteți binevenit. Mulțumesc, sunt aici. Știu, dar... Ușa este deschisă, idei le puteți spune aici și demersuri cu siguranță pot fi făcute. Spuneam că au apărut mai multe bresle, am cunoscut până acum câteva dintre ele, în industria turismului vorbesc. Da. Ele funcționează bine. Pentru că până la urmă industria turismului nu este un organism, un absolut, organism viu. Absolut. Și fiecare foarte viu și fiecare, nu, este important să aibă propria contribuție la funcționarea acestui organism. O comunicare foarte bună există între ele. E comunicarea și modul de lucru a organizațiilor din turism se îmbunătățește pe zi ce trece, atâta timp cât realizăm că avem obiective comune. Repet, aceste organizații care există sunt de salutat și de felicitat. Problema este pătura mare de oameni pasivi care au așteptări, se plâng că turismul din România nu merge, că au investit într-un restaurant, o clădire, un hotel, dar rezultatele nu sunt pe măsură, ei rămân în continuare pasivi. Ce îi oprește să se implice în aceste structuri asociative, să-și spună păsurile prin structurile asociative până la nivel central, sau local, depinde unde au interes. Deci noi îi stimulăm, nu mai stați deoparte, nu fiți spectatori, fiți jucători la gestionarea turismului din zona în care activați sau din țară. Pentru că vorbim la zonă acum, că poate nu se pot implica la nivel de țară, însă vorbim zonală, până la urmă le-ar aduce și lor mai mulți, evident, mai mulți clienți, pentru că evident, au un business, au o afacere până la urmă. Absolut. Îi încurajăm să se implice și să meargă să-și spună. Au niște îndatoriri, au niște drepturi, trebuie să le aducă în fața opiniei publice și în fața decidenților. Să ne oprim puțin asupra industriei hoteliere, pe care o cunoașteți foarte bine. Am auzit de cazuri în care unii investitori și-au construit hoteluri care arată foarte bine și apoi forța de muncă s-a dovedit a nu fi calificată pentru cele 4 sau 5 stele cu care se recomandă hotelul respectiv. Să pornim de la forța de muncă, în primul rând. Este calificată pentru industria turistică la nivel mondial, nu numai în România, este cel mai mare angajator. Corect. Cele mai multe locuri de muncă în lumea aceasta le oferă industria turistică. Un loc din 19, da. Este important să fii foarte bine pregătit. Cât de bine pregătit? Întrebarea e binevenită. Atunci când lanțurile internaționale, hotelierii investesc într-o anumită zonă, iau în calcul și nivelul forței de muncă. Și atunci noi, ca industrie, ar trebui să oferim o forță de muncă suficient de calificată ca să facă față așteptărilor turiștilor, în primul rând, și a proprietarilor ulterior. România are plusuri, aș spune, atitudinea românului prietenoasă, românului ospitalier, în schimb nu are calificare, nu are pregătire. Deci ADN-ul nostru e potrivit acestei meserii, calificările și educația încă suferă. Ce ne lipsește ca să avem un sistem educațional în turism bine pus la punct? Repet, voință. Pentru că voința de a construi școli vocaționale, absolut, cum sunt numite? Absolut. Comparativ, industria constructoare de mașini a reușit să-și creeze la Brașov, școlile Kronstadt, sistem dual. În turism este o experiență tot la Brașov, o tentativă care ar trebui să înceapă în septembrie, în rest nu. Vorbim în București, sunt 4 licee cu profil economic, Viilor, Chirițescu, Crețulescu, Magiaru,
care fac, elevii lor de liceu fac 3 săptămâni de practică. În vest se fac 22 de săptămâni de practică. Deci curicula e adaptată astfel încât acești copii care termină un liceu profesional sau magiarul nu e profesional, dar un liceu de profil, să aibă o meserie. Pe urmă, dacă ei decid să lucreze sau să meargă mai departe la studii superioare, e opțiunea lor. Dar când termină, ei au o meserie. Nu e cazul la noi. Atunci ce facem? Ne educăm forța de muncă în cadrul unității în care activează. Deci îi angajăm nepregătiți și formăm la locul de muncă. Sunt niște costuri suplimentare pe care investitorii ar trebui să și le asume, mai ales că încă forța de muncă din România este accesibilă ca preț și atunci devine un pic mai scumpă prin aceste formări pe care noi le facem. Anul acesta sau în exercițiul financiar următor nu mai există fonduri europene. Până acum, în cel anterior, au existat fonduri europene care au fost direcționate și spre calificarea forței de muncă din turism. Da. Am înțeles că rezultatele... Renumitul program Postdrum. Exact. Rezultatele nu au fost, nu cele așteptate. Nici nu știu dacă a existat niște așteptări în... Ba din contra, aș spune că au avut efecte, cu mici excepții, au avut efecte negative, pentru că astăzi, după 7 ani în care operatorii din turism nu au investit în educație, pentru că se făcea pe bani europeni, acum nu au nicio deschidere să aloce niște bani pentru pregătirea forței de muncă în exterior. Deci a blocat niște mentalități. Peste tot în lume, partea educațională e susținută atât de stat, cât și de operatorii din asociațiile profesionale din acel segment. Există între noi, între asociațiile profesionale, e un subiect la care vrem să colaborăm. Deci am ales noi, ca priorități, 3 teme în care, să zicem, facem front comun și susținem toți dintre aceste 3 teme. Una e educație, a doua e promovarea sau... Schimbarea de mentalitate în ceea ce privește turismul, industria turistică, există pe agendă până la urmă? Da. Pentru că poate că de aici ar trebui să pornească totul sau ar fi bine să pornească totul. Aici ne-a ajutat și dumneavoastră și mulțumim pentru asta. Și ne ajută faptul că românii au început să călătorească mai mult și văd experiențe de afară și au dorința să le implementeze și la noi în țară. Deci, schimbarea de mentalitate e un proces îndelungat, se face și lucrăm cu toții. Și dumneavoastră și noi și sper să fie un proces de educație pozitivă. Călătorind mai mult, știu și cum se întâmplă lucrurile în alte țări din punctul de vedere al turismului și poate că și-ar dori să se întâmple același lucru și aici. Aceeași forță de muncă, aceleași condiții pentru banii pe care îi plătesc. Iese până la urmă un cerc, nu l-aș numi vicios, cu mai multe elemente la care ar fi important să contribuie toți actorii implicați în această industrie. Eu cred că e important să acordăm mai multă încredere acestui sector. Se întâmplă deseori ca turiștii străini sau expații care stau în România să aprecieze mai mult ceea ce oferă un oraș sau o destinație din România decât o facem noi, localnicii. Trebuie să ieșim din cercul ăsta de a ne plânge în permanență, de a găsi tot timpul lucrurile negative dintr-un oraș. Da, se circulă greu și în București, poate și în Cluj, dar e viață efervescentă și în București și în Cluj. Se întâmplă evenimente. Raportul calitate-preț e foarte bun. Vin străini care apreciază ceea ce oferim noi și ne plângem noi localnici. Spunea Pleșu că primul lucru care îi lipsește Bucureștiului e dragostea locuitorilor săi. Câteodată nu-i puteți condamna să fim cinstiți. Nu, în niciun caz nu-i condamn, doar îi îndemn să vadă și părțile pozitive. Nu sunt în măsură să judec. Am început această discuție vorbind despre lucruri pozitive, am încheiat-o într-o notă pozitivă, chiar dacă faptele, să spunem, nu sunt pe măsura dorinței din acest moment sau pentru acest an cel puțin, deși spuneam că o strategie ar fi importantă să fie făcută, să vedem unde vrem să ajungem peste 5 ani. Discuția rămâne deschisă, Călinirie. Mulțumesc foarte mult și pentru că mă spuneam că și românii au început să aibă acest apetit pentru a călători. Cam 92% dintre români au călătorit în țările membre ale Uniunii Europene, însă
Acest lucru i-a făcut să aibă și puncte de reper. Au și lucruri pozitive de povestit și lucruri mai puțin frumoase. Despre toate acestea vorbim după o scurtă pauză publicitară.